Ziua bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Degustăm cu Denis. Astăzi am venit tocmai în capitala Ungariei, suntem în Budapesta, pe malul Dunării. Cred că dacă mă arunc de aici, ajung și eu pe la, cum să numește, mă, pe la Orșova, pe acolo, în vreo 2-3 zile. Merem să degustăm, e un frig aici, de, dacă mai stau încă 5 minute, dacă nu mănânc un gulă sau ceva, mă apucă hipotermia, să trecem la treabă, v-am pupat, haidați! Vreau să fim primii din România care filmează la această bodegă, cum i-a spune, Plech Ciarda se numește. Aici a filmat și Anthony Bourdain și sunt renumiți pentru cei mai mari șnițeli din lume. Așa că să trecem să degustăm. Nu mă bagi, bă, tu vezi, mă, tavan, că eu n-o văd. Uitați aici cât este de mare. Cred că are 2 kg ca popicul. Credeți-mă, poate chiar mai mult. Cum să-l măsurăm în baghe, dar cred că am eu o idee acum. Ni. Se vede? Îl vedeți foarte bine? No, haide să... A, și mi-am luat și o porție de cartof, că mă gândeam că... că e micuț ăsta, micu. Zici că e un copil nou născut. Îl punem la loc. Mă, baghe, ce pot să spun, mă, că... Bă, dacă e șef de șantier, ți-a luat colegii frumos și cu unul de ăsta ai rezolvat pe toți. Hai să vedem pentru ce așa a renumit acest șnițel. Vedem că are foarte mult piper aici și sper să fie așa. Sper să fie condimentat bine. Să vă prezint. Da, deci avem cartofiuri aici jos. Și haide mă să-i dăm. Are rost să folosim tacâmurile la așa ceva? Are rost? Nu cred că are rost. Ia uitați aici. Ia, hai să vedem. Este extrem de crocant. Până la urmă, ca gust, nu este extrem de condimentat. Ați putea să vă luați pe lângă niște murături, ca băieții aici, și salată de murături. Castraveți murați. Hai să mai luăm o gură. Carne este fragedă, nu ne putem plânge de asta. E gătită fix cum trebuie, nu este talpă. Nu știu, gură de... Cartofii sunt făcuți de ei, după cum putem observa. Hai să-i dăm și verdictul, că dacă am filmat toată experiența, ar dura episodul 2 ore și n-aș vrea chestia asta, nu vreau să vă rețin chiar atât de mult. Per total, șnițelul, vă dați seama că este de efect. Deci aici doar pentru că este un șnițel imens. Da, deci abia văd tava. Da, mai farfuria. O să-i dau nota 9. Mi-ar fi plăcut să fie mai condimentat toată treaba aceasta. Să vedem și prețul, că l-avem aici. Dacă îl mai avem, îl mai avem oare? Aici avem și prețul, 4900 de forinți, asta ar veni, adică să ne dăm matematice, în 66 de lei. Nu o spun eu, a spus-o Revolutul. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod. Ne revedem în episodul următor cu un nou restaurant sau o gheretă de vin, de vedem unde mai ne oprim. V-am pupat, ciao! See you, stock!